Ne așteaptă o nouă confruntare pe teren propriu cu Craiova, a patra victorie. I mean, I hope so that it will be, but for making that, you need to be really 100% focused. We need to really follow the game plan, and we need to have also, well, I think we also shooting day, because it's very important for our team that we come in the situation from the beginning to make some open shots, then it's completely changing the game. Ne dorim să se întâmple acest lucru, dar pentru asta avem nevoie să fim 100% concentrați, să urmăm planul de joc și în același timp să spunem să avem și o zi bună de șut, pentru că este important la o echipă ca a noastră, ca la început de meci, să ne scriem aruncările deschise pe care le vom avea. La ultimul meci, fanii au fost grozav, să spunem, ați dori o astfel de susținere și în partea de Craiova? The last game, the fans were great. Would you like to have the same fans against Craiova? It would be great, not just against Craiova, it would be actually perfect to have the fans each game on the way how they've been against Vlča. And it's different feeling. Players are enjoying also as after the game they spoke about the fans, and I hope the fans will come in the big numbers. Ar fi minunat să se întâmple acest lucru, nu doar la meciul Craiova, ci de fiecare dată, pentru că jucătorii se simt altfel când au o soție de tribune, chiar vorbeau și între ei la finalul meciului de ce atmosferă minunată am avut la acel meci cu Vâlcea, astfel că sperăm că suporterii să fie din nou alături de noi cu număr cât mai mare. Cum i-ați regăsit pe băieți cu pauză? Vă fain de care ai făcut break. Fine, actually, really good. I think they also need this break because we had lots of tough games and most of them we won, and to have also good continuation, we gave them a little bit more days off to come in the good situation back. And I think it's also, yes, some injuries in the beginning, and it's good that we just everybody has kind of off time for each other, and then now actually you don't even feel coming back that they had some time the way other guys. A fost foarte bine, autopsia a revenit foarte bine, chiar le trăim să se fi decoitat un pic față de basket, pentru că am avut niște meciuri destul de importante și tensionate pe care unele le-am reușit să le câștigăm. Tocmai asta a fost și motivul pentru care le-am lăsat câteva zile în plus de vacanță. Au fost și câteva accidentări și este bine că fiecare a avut un pic de timp pentru el în care să-și regăsească ritmul. La cum se antrenează și cum se pregătesc, practic nu se simte că a fost această pauză de 10 zile. Ați spus de accidentări, cine about injuries, still have. Yeah, situation with Kevin is remaining the same at the moment. He's a little bit better, but if he'll be in the game situation, we'll see. But honestly, we need to, like always said, we need to focus on the guys that we have for sure. And we have a good rhythm, good situation. But Kevin is really back, helping to come back, he'll be back in the team. Until the time we need to be patient and we need to play with the best players that we have at the moment. Avem situația cu Pacalota, care momentan este aceeași și chiar dacă este un pic mai bine, vom vedea dacă va fi într-un ritm de joc. Însă, ca de fiecare dată, trebuie să ne concentrăm și să ne focusăm pe jucătorii care vor intra în teren. Că Pacalota va fi alături de noi și ne va ajuta 100%, va fi cu siguranță un plus. Însă, până atunci, trebuie să continuăm munca pe care am depus-o.